Mulțumesc foarte mult! Luna mai a adus o premieră pentru România. Salariile funcționarilor din administrația publică au urcat în topul 10 al celor mai bune salarii din țara noastră, depășind veniturile din mediul privat. Câștigurile angajaților statului au crescut inclusiv în lunile stării de urgență, când cele mai multe companii private au decis reducerea veniturilor angajaților. Bianca Timșa vine însă cu toate datele de ultimă oră. Bianca, bună dimineața! angajații din instituțiile de stat, excluzând profesorii și medicii, au salarii cu 60% mai mari față de salariile angajaților din sectorul privat. Dacă în anii trecuți topul salariilor era dominat de sectoare precum aviație, industria tutunului, IT, energie și uh, intermediari financiare, e bine, în acest an în luna mai și au făcut uh, loc în top 10 funcționarii publici, uh, cu un câștig de peste 5.000 de lei, uh, această categorie de bugetari se situează pe 8, locul 8, surclasând pe cei din energie. Vreau să vă spun faptul că putem spune că salariile lor au fost crescute cu peste 400 de lei în primele șase luni ale guvernului Orban. De asemenea, salariile acestora au crescut cu 4% în plină pandemie. Spre exemplu, în luna noiembrie anului trecut, funcționarii din administrația publică se situau pe locul 13 cu un salariu net de 4883 de lei. De fapt, în toți anii anteriori, funcționarii abia dacă se situau pe locurile 14 și 15, topul salariilor arată datele analizate de jurnalul